Îmbrăcăminte deschisă la culoare și cât mai lejeră. Asta spun medicii că trebuie să îmbrăcăm în zilele de vară în care temperaturile parcă nu mai contenesc să crească. Trebuie să evităm hainele strâmte și, pe cât posibil, să optăm pentru materiale naturale precum bumbacul, care lasă pielea să respire. Nu trebuie însă să uităm nici de stiliști care spun că, dacă vrem cu adevărat, putem îmbina utilul cu plăcutul. Dacă specialiștii spun că la modă la ora actuală sunt hăinuțele viu colorate, așa cum avem această frumoasă bluziță de aici, în același timp trebuie să purtăm și vestimentație foarte vaporoasă pentru a ne proteja de temperaturile foarte mari de afară. Trebuie să fim însă foarte atenți și la ceea ce spun medicii, adică trebuie să purtăm vestimentație din fibră naturală, așa cum avem această rochiță 100% din bumbac natural. Pentru a putea fi totuși în pas cu moda, putem accesoriza la acest gen de vestimentație o pereche de ochelari mari, gen pisică, sau, de ce nu, o pălărie care ne poate proteja de canicula din aceste zile. Pentru a ne proteja de razele ultraviolete, este bine să alegem îmbrăcăminte care să ne acopere cât mai mult din suprafața pielii. Pantaloni lungi, rochii sau fuste lungi, cămăși subțiri, dar cu mânecă 3 sferturi. Și încă un sfat, deși este foarte cald, este indicat să ne acoperim gâtul cu o eșarfă subțire, pentru ca soarele să nu ne ardă pielea.